Alchimistul, scrisă în 1988, este cea mai cunoscută carte a lui Paulo Coelho, fiind cea de-a doua publicată. A fost tradus în 80 de limbi, a stabilit recorduri absolute de vânzări și a schimbat nenumărate vieți. A inspirat milioane de cititori din întreaga lume. Cartea, uluitoare prin simplitatea și înțelepciunea ei, este povestea unui păstor andaluz pe nume Santiago, care își părăsește casa din Spania, aventurându-se în deșertul egiptean pentru a găsi o comoară îngropată în piramide. Mai multe lucruri despre această carte ne va spune Iulia Predescu. Pentru astăzi recomand cartea Alchimistul de Paulo Coelho. Este o carte foarte cunoscută în țara noastră, cât și pe plan internațional. Putem spune că este un scriitor la modă. Una dintre ideile fundamentale ale acestei cărți este că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău. Povestea lui Santiago, căci așa se numește protagonistul, începe printr-o călătorie pentru descoperirea unei comori. Aceasta îi fusese descoperită în două vise. Însă, pe parcursul călătoriei, el descoperă că acea comoară, de fapt, se află înăuntrul său, află ce înseamnă să iubești și să te sacrifici oarecum pentru asta. Protagonistul descoperă că acea călătorie este de fapt mult mai importantă decât finalul ei, deoarece se descoperă pe sine. Citind cartea Alchimistul, cu siguranță veți intra într-o lume plină de magie, vise și comori.